Jurnalistul rus Timofei Iliușin, în vârstă de 23 de ani, a fost reținut în regiunea transnistriană timp de 3 zile. Înainte de acest incident, el a locuit ca refugiat în Chișinău. Autoritățile moldovenești au declarat în data de 26 iunie că au cerut eliberarea sa necondiționată. Biroul Politici de Reintegrare s-a autosesizat pe baza informațiilor apărute în presă despre reținerea ilegală în stânga Nistrului a acestui jurnalist. Prin canalul de comunicare între reprezentanții politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană, au fost cerute clarificări asupra acestui incident și eliberarea necondiționată a jurnalistului. Instituțiile naționale de resort la fel au fost sesizate cu privire la acest caz de încălcare a drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Anterior, Promolex a cerut intervenția autorităților în acest caz. Într-un răspuns oferit pentru Newsmaker, avocatul Vadim Vieru a declarat că organizația neguvernamentală este îngrijorată de astfel de incidente. În același timp, oficiul avocatului poporului consideră că nu dispune de suficiente resurse pentru a influența situația. Noi n-am fost sesizați în privința acestui jurnalist și tot a doilea fapt care putem constata că organele de stat nu controlează situația în stânga Nistrului și de aceea și oficiul avocatului poporului nu prea are acces în această regiune. Unica la ce noi avem acces și putem face, asta e reprezentanța Varnița care încearcă să monitorizeze situația din stânga Nistrului și șeful reprezentanței este prezent și activ la cazurile ca un fel de reacție. Nu putem fi foarte proactivi în acest sens. În prezent nu există informații precise despre motivele exacte pentru care a fost reținut Iliușin. Totuși se știe că anterior a fost deportat din regiunea transnistriană din cauza activității sale jurnalistice, iar prezența sa a fost declarată indezirabilă fără a fi anunțat motivul. Ce riscă de această dată nu este clar deocamdată. Ca atare, repere persoanei, fără a, nu știu, motivele care sunt puse la bază de autoritățile neconstituționale, încălcarea gravă a libertății de exprimare, pentru că noi foarte bine cunoaștem că libertatea de exprimare ține și de colectarea datelor, de prelucrarea lor și de difuzarea. Și dacă el este jurnalist și a fost cu scopul de a documenta situația de interes public, ceea ce se întâmplă în regiunea transnistreană, asta înseamnă că a fost încălcat grav dreptul la exprimare. Colegii săi de la publicația rusă Sota Vision sunt ultimele persoane pe care Timofei Iliușin are reușit să le contacteze în ziua reținerii. Aceștia au anunțat că tânărul urma să realizeze materiale jurnalistice pe malul stâng al Nistrului. Iliușin și-a petrecut copilăria în regiunea transnistreană. Ulterior, familia sa s-a mutat în Rusia. În 2022 a părăsit Federația Rusă după ce a participat la un protest împotriva războiului. În 2023 era cerut azil politic în Moldova și a trăit la Chișinău ca refugiat.